Vine o mașină. Haide, tip, să nu fii ridicul, că doar nu conduc căței. Ba da? Nu, domnule, dar merge spre groapa dracului. Se oprește la poartă. Da? Păi, la naiba, tip, să verificăm. Dă-i bătaie, băiete, dă-i bătaie. Da, domnule. Ia comanda, căpitane. Înțeles, domnule. Îmi pare rău, domnule Sipkins, răspunsul este nu. Nu, 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 nu. 6 s-au dus, sau mai rămas 4? Nu am timp de ceartă. Trebuie făcut în seara asta. Să fie o întrebare cu răspunsul da sau nu, inspectore. Ați înțeles? Diseară! Dar nu-s destul de mari. Nu-ți iese nici jumătate de duzină de paltoane din toată șleacta. Cum? Paltoane din blană de câine? Mă mulțumesc cu jumătate de duzină, nu mai așteptăm. Poliția-i peste tot! Vreau să terminați în seara asta! Și cum o să o facem? Cum vreți voi! Otrăviți-i, înecați-i, loviți-i în cap! Aveți cloroform? Nici un pic. Și n-avem nici etern. Eter! Nu mă interesează cum îi omorâți, dar faceți-o! Și faceți-o acum! Vă rog, domnișoară, aveți milă! Nu putem să vedem emisiunea înainte? Vrem să vedem care e crima mea! Ascultați-mă, idioților! Mă întorc mâine dimineață la prima oră. Ar fi bine ca treaba să fie terminată sau chem poliția! Vă e clar? Cred că vorbește serios, Jasper. Da, ne apucăm de treabă când se termină emisiunea. Vreți să vă înscrieți, domnule? Hei, copii, ieșiți de aici dacă vreți să vă salvați pieile. Dar cum? E o gaură în perete, acolo, lângă ușă. Haideți, dați din picioare. Psst, copii, după mine. Hei, Jasper, uite! E bătrânul cap de carne. Da, bătrânul cap de carne foșotăr. Haide, nu vă înghesuiți. Câte unul. Și acum, pentru ultimul nostru concurent din seara asta, pe panou, domnul Percival Fonswater. Domnule Fonswater, dacă panoul nu ghicește crima dumneavoastră specială din 10 întrebări, primiți 2 săptămâni de vacanță la o stațiune scumpă de la mare, cu toate cheltuielile plătite. Asta, bineînțeles, după ce îți vei plăti datoria către societate. Și acum, cine va adresa prima întrebare? Inspectore? Domnule Fonswater, crima dumneavoastră ar putea fi clasificată ca furt, haideți, un jaf, ceva, o spargere de vreun fel? Faceți un rând pe lângă perete. Mai repede. Domnul Fonswater este un hoț de meserie, dar în cazul său, crima nu a fost un furt. Îmi pare rău, răspunsul este nu. Una s-a dus, mai sunt 9. Domnișoară Birdwell? Dacă fapta ta nu a fost un jaf, atunci ce vreau să spun este, e ceva de natură violentă? Adică, ai... Vă rog, domnișoară Birdwell, nu mai avem timp. Oh, da, desigur, îmi pare rău. Ai ațămărât pe cineva. Regret, domnișoară Birdwell, răspunsul este nu. S-au dus 2, mai sunt 8. Domnule Simpkins? Oh, da, crima dumneavoastră... Hei, puștule, nu a fost furt, nici o ucidere, atunci poate fi o violare a vreunei ordonanțe locale? Ia să vedem. Nu. Răspunsul este nu. Hei, dă-te la o parte, ticălos mic!